Una din lucrurile faine pe care le-am descoperit în această mini-vacanță, că a fost mini clar, așa, este mersul la vinării, la Podgorii, da, pentru degustare. În Africa de Sud ceva deosebit. Da. Au un sol. Au un super sol, au super soare, au adus struguri, în general, din Franța și i-au cultivat acolo. Uh-huh. Oamenii fac vin de pe la 1960 și ceva de adevăratelea. Uh-huh. Se pricep foarte bine, primul rând pentru că au avut mult import din Franța. Dar nu asta vreau să zic, că nu mă pricep la vin, știi bine. Eu știu să beau. Și știu să mă simt bine. Și nu înțeleg pe cei care scuipă după ce degustă vinul. Pentru că noi am fost doi români. Păi să o luăm așa, la ce oră ați fost la Podgorii? La 9 începe tur. Pe vezi de aia. La 9 fără 3 minute. N-am înțeles de ce la 3. Nu-și amestece gândurile. La 3 Podgorii diferite ne-au dat gratis totul. Pentru că în mod normal plătești degustarea. Da. N-am înțeles, au zis că așa de vreme n-au văzut turiști niciodată. A fost senzație. Pe la 10.40 ești la a doua vinărie. Așa, că așa sunt puse în ordine. Da, faci turul complet, da. Mi-a zis doamna de acolo, zice, eu sunt nepoata proprietarului. Așa. Cred că nici bunicul n-a văzut oameni atât de hotărâți. Zice, vreți să faceți toată valea? Nu, de ce? Păi zice, ați plecat atât de devreme încât ați putea să faceți toată valea, nimeni. Ficatul să vă țină. De când am lucrat eu aici, nu a terminat toată valea. Nu l-a ținut. Ai luat-o ca pe provocare. Aoleu, imediat. La 11.20 erai la a treia. Deja l-ascultam pe băiatul ăla care mi-explica ce oenolog. Oho. Avea și scrumirea aia la gât. Simți tutunul, mi-a zis el. Zic, nu, că nu fumez. Fumez, da. Nu, tutunul din vin, zice. Ia, auzi, ăștia fac, da. fac vin cu gust de țigări. Zic, domnule, dar nu se mai bagă struguri. Zice, domnule, strugure, dar am avut în 2014 o recoltă. Da. Ia, miroase. Portocala, o simți. O, da. Zic, nu e din strugure, nu, e din strugure, dar ia. Și acum te rog frumos să-l lași gustul de piele învechită, bă. Vorbește frumos. Fără piele învechită. Piele învechită. Ăsta lasă pe fundul paharului, pielea învechită. Băi, dar ce cărți citesc ăștia care te lasă să deguși din vin? Numai porcărie am auzit. De-aia am și băut de nervi, să nu mă au pe... Da. Ai adus și tu ceva? Ce? Din Africa. E taxele, e mari. E mari taxele. E prohibitiv, n-am adus vin, am adus alte lucruri. Da, unde sunt? La mine acasă, că mi-am adus, știi că nu fac adus. Mâine vă povestesc despre biltong, un fel de pastramă de la ei, dar mai faină. Da. Biltong. Luxandra!